Războiul din Ucraina ne-a afectat activitatea unora dintre casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, dar ne vom reveni. Noi, vârstnicii, noi seniorii, avem capacitatea de a ne reveni mereu. Prima problemă pe care vreau să o abordez este problema managementului caselor de ajutor reciproc. Și aici pornesc de la legislație, deoarece au fost puse multe întrebări pe această temă. Deci funcționăm după legea 540/2002, o lege specială a caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, când ne referim la organizare, la funcționare. Dar, când ne gândim la acreditare, ne gândim la legea 93/2009, ne gândim la ordonanța de urgență a Comunului 50/2010, modificările și completările ulterioare. Când ne gândim la organizare și funcționare, totdeauna suntem nemulțumiți că legea noastră este prea succintă. Are câteva articole, n-a avut norme de aplicare, în 2002 a fost făcută în grabă, pentru că ne pregăteam pentru intrare în Uniunea Europeană și de atunci multe lucruri nu s-au mai făcut. Până în 2012 a suferit modificări, dar de atunci nu s-au mai făcut modificări pentru că nici noi nu le-am vrut. În lege sunt niște mici avantaje pentru casele de ajutor reciproc ale pensionarilor și ținem la acele avantaje pe care le avem. Dar eu n-am putut eu la 35. La fabrică. Au fabrică. Supărările se va desinfecta. Doamne președinte, vă dea Dumnezeu sănătate. Bine ați venit. Și când ne-o fi mai rău, peste 5 ani... Bine ați venit, masa 11. Cine? Da, nu. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Ne bucurăm că ați venit și aici ne-am întâlnit. Tot cu floarea de la pruni și cu oamenii cei buni, și cu frunza de la faci și cu oamenii cei dragi, și cu florile din munte și cu oamenii de frunte. Sunteți toți cu gânduri bune să ascultați ce voi spune. De când e lumea făcută, omul la frumos să uită, și de când e lumea bună, omul cu frumos adună. Așa cum v-ați adunat dumneavoastră astăzi aici, la această casă frumos împodobită și la această masă frumos gătită. Sfântă rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al Dumnezeu celui viu, binecuvintează adunarea aceasta, oamenii aceștia, casa aceasta, mâncarea, băutura și pe noi robii Tăi. Că Sfânt ești totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sunt extraordinar de bucuros de faptul că sunt alături de dumneavoastră, că avem în asemenea musafiri de mare calitate, cu oameni care au muncit o viață întreagă în fiecare sectorul lui și că acum îți neastă împărați și la bătrânețe și se ocupă de binele semenilor lor, ceea ce constituie un lucru foarte frumos. Aniversarea 70 de ani de existența casei de ajutor al pensionarilor Remin este un moment de bilanț, de reflexii, de scoatere de evidență a oamenilor, unor dorințe nerealizate și, în momentul urând, a unor proiecte pentru activitatea de viitor. Denumirea Asociației Casa de Ajutor al Pensionarilor clarifică din stat scopul acestei asociații, un ajutor pentru persoanele de vârstă a treia.
Prin eforturile noastre încercăm să atragem atenția societății cu vedere la faptul că existăm, că avem bucurii și necazuri și că nu suntem persoane ce trebuie neglijate. Asistăm la nepăsarea de a ignora vârsta a treia și nu doar numai indiferența, condamnabil este și atestatul. Bătrânii au lăsat bunuri materiale, dar și o zestre genetică care se numește omenia neamului românesc. De omenie își bat joc cei care vin cu teorie despre faptul că bătrânii trăiesc prea mult și consideră că pensia nu este un drept ce se cuvine, ci o favoare. Cei care se bucură astăzi de progresul social uită că beneficiază de realizările înaintașilor care le-au predat ștafeta pensionarilor. În ciuda acestei situații și ca dovada faptului că lupta cu uitarea puteau fi învingători, există un lăcaș unde omenia nu a fost uitată, unde bătrânii se bucură de respectul și prețuirea pe care o merită. Este vorba de Asociația Casa de Ajutor a Pensionarilor Reghi, unde un colectiv de oameni, toți cu inima mare, luptători permanenți, realizează soluții concrete menite să îmbunătățească condițiile de viață a persoanelor de vârsta a treia. Consider că în aceste vremuri extrem de dificile pe care le trăim, o pandemie care tocmai s-a încheiat și un război în apropierea granițelor noastre, să ne sprijinim și să ne ajutăm reciproc noi între noi constituie cel mai aproape lucru pe care îl putem face și cel mai important pentru noi. Așadar, în primul rând, trebuie să ne bazăm pe sprijinul pe care îl avem în comunitate. Și nu putem să dăm dovadă de acest sprijin între noi decât dacă ne respectăm oamenii de la care am învățat noi cel mai mult și cea mai bună dovadă că suntem ceea ce suntem astăzi sunt părinții și bunicii noștri, o mare parte dintre dumneavoastră cei prezenți aici. Domnul președinte Stoica Leon a pregătit cu multă demnitate și generozitate acest moment împreună cu echipa dânsului, cu membrii Casei de Ajutor și Proca Pensionarilor din Reghin, pentru ceea ce trebuie să-i mulțumim. Toată generozitatea se manifestă astăzi aici. Știm că dânsul și echipa dânsului, precum și înaintașii, timp de 70 de ani, s-au ocupat de soarta vârstnicilor. Totdeauna când vârstnicii seniorii mureșeni au avut nevoie, au găsit un sprijin la Casa de Ajutor și Proc a pensionarilor. Sprijinul acesta s-a manifestat în primul rând prin creditarea, prin împrumuturile acordate persoanelor vârstnice, dar o întreagă paletă de activități se desfășoară zi cu zi la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Reghin, prin instituțiile de cultură din localitate și din județ. Apreciem și eu, sunt omul faptelor, deci să trecem la fapte. Pentru activitatea desfășurată în cei 70 de ani, felicităm această asociație de pensionari, de asemenea vreau să felicit simbioza care există între această asociație de pensionari și primăria și Consiliul Municipal Reghin, dovadă că astăzi m-am simțit mândru când văd membrii Consiliului Local Reghin, când văd fosta primăriță Maria Pricop, de asemenea o primăriță dragă mie, Lucreția Cada de la Breda, cu care la fel avem relații, spun eu, foarte bune. Aceste relații s-au datorat unui om care nu mai există printre noi, Mircea Fiical, și vă rog să păstrăm un moment de reculegere. Vă mulțumesc!